București FM 98,3, linia de noapte, oameni buni, dragi prieteni. Să intrați și pe site, de la bun început vă spun, să-i vedeți pe invitație, emisiunea fiind și video, nu doar audio. www.bucureștefm.ro, pagina de Facebook București FM, gazdă Răzvan Ursuleanu, asta ca să știi de la bun început, și invitați Ramona și Daniel, amândoi Barbu Mocănescu. Corect? Absolut corect. Bună seara! Bună seara, Sărăuna! Bună seara, bună seara! Nu e coincidență uluitoare de nume. Știi, să veniți din țări diferite, din, și pur și simplu aici să descoperim cu toții, ia uite, au același nume, nu? Ne-am găsit, incidența a fost să ne găsim în afara facultății, deși am făcut aceeași universitate, nu ne-am văzut acolo niciodată. Eu din Sinaia, ea din Craiova. Am cunoscut la București. Ești din Sinaia? Eu sunt din Sinaia. Și stai în București? Hai mă, sunt atâția oameni de aici care ar da orice să prindă două săptămâni acolo, știi? Da, o să-mi bag eu mințile în cap la un moment dat și o să mă întorc acolo, că și acolo sunt destul de multe lucruri de făcut. S-au făcut lucruri frumoase, dar mai sunt lucruri de făcut. Am bine, acolo ajută și locul, să recunoaștem. Fiecare cu avantajul lui. Da, corect. Deci v-ați cunoscut înainte de facultate? Da, după. Nu, după. După facultate, da, după facultate. Păi stai puțin, și da, ați fost leat? Sau... În timpul facultății ne-am cunoscut. Eu aveam gata, am înțeles. Tu l-ai văzut. Eu l-am văzut. Ridică puțin microfonul așa un pic spre tine. Deci tu l-ai văzut. Eu l-am văzut. Și el m-a văzut, dar s-a făcut că nu mă vede. Așa am dat eu impresia. Și după aceea înseamnă că s-a întâmplat să aveți vreun proiect comun de v-ați cunoscut mai bine? Nu. Da, proiectul nostru de viață, căsnicia noastră, și după aceea proiecte comune în domeniu. Corect, dar până la căsnicia voastră, adică v-ați întâlnit cumva și mă gândeam că poate chiar în domeniu. Nu. Nu, ne-am întâlnit în domeniul ulterior și am făcut bine că ne completăm. Dar e frumoasă povestea întâlnirii, dacă tot vorbim despre asta, că avem timp. Trece peste? Avem timp, nu? Deci, ideea, cum spune de fiecare dată, este să-i promovezi pe oameni ca lumea să-i cunoască pe invitați, știi? Și când e, de fapt, în teorie, cea mai frumoasă poveste posibilă, cum s-au cunoscut doi oameni care sunt împreună, Daniel zice, da, deci ne-am cunoscut, în fine, să vorbim despre arhitectură. Păi, da. Și... Păi... Da, chiar e frumoasă și povestea noastră, dar A avut legătură și cu arhitectura. Eu eram studentă în chirie într-un imobil unde el lucra la mansardă ca angajat al unui arhitect. Și ne-am întâlnit pe casa scărilor. Mai clar, m-a văzut exact în ziua când m-am mutat din acea casă. Și nu s-a mai prefăcut că nu te vede. Da? Eu mă mutam în ziua aia și peste două săptămâni m-a sunat să mă invite la un suc. Asta e strategie. Nu sunt imediat. Lasă să treacă două săptămâni. Nu știu că nici după 10 ani de când suntem împreună, eu n-am aflat ce a fost atunci. Da, a fost frumos. Strategie, ne strategie. Iar profesional am avut drumuri diferite o bucată de timp. Da? Eu am lucrat ca și practică angajată, el la fel, și a avut ideea asta inovatoare să testeze materiale naturale. E un avantaj, voi sunteți amândoi arhitecți, e un avantaj într-o căsnicie faptul că amândoi funcționează în același domeniu de activitate? Bună întrebare. Bună întrebare. Da. Și o lăsăm tot pe Ramona, bineînțeles. Da. Ramona, te rog frumos. câteodată nu e. Noi, din fericire, am ajuns acum la un moment în care am depășit obstacolele. Sunt foarte multe lupte și de orgolii și cine se impune, cine face mai repede, idei diferite, da, ritm diferit de lucru, cum e la orice lucru, la orice job. Fiind în casă... Ultima semnătură cine o are? Că aia contează, de mai, fapt. Mai pui și întrebarea asta, e deprisos. Da, e deprisos, sunt convins că întrebarea de prisos, întrebarea ta, dar răspunsul e minunat. Păi spune-l. Bineînțeles că Ramona. Bineînțeles. S-a auzit bine, nu? Da, deci clar Ramona, da. Foarte, foarte corect. Ce să facem că... Pe site-ul nostru vă spuneam să intrați și vedeți pe invitați. Titlul articolului pregătitor este cum vor arăta casele în viitor. Adevărul că până la această emisiune, eu nu am mai văzut decât, nu știu, în filme fantasy, sincer, genul acesta de construcții. Adică le vezi acolo, dar le asociezi totuși cu ficțiunea. Zici, da, sunt foarte frumoase, dar nu există în realitate așa ceva, n-ai cum să faci din... Plus că nu, că casele sunt din beton, cum le știm, nu din cărămidă, sau materiale revoluționare, titanium sau ce mai fac ăștia acum.
Ideea este că ideea e că tu poți să te întorci în timp cu stilul arhitectonic și să nu pierzi nimic nici la trăinicie, nici la facilități. Poți să îmbini toate aceste curente în așa fel încât omul, viitorul locatar, să fie mulțumit și estetic și, și practic. Corect? Noi chiar pusăm anumite lucruri. Și anume, noi încercăm să folosim materiale dovedite de mii de ani de zile ca performanțe, ca proprietăți și să încercăm să le folosim cu metodele și tehnicile din ziua de azi. Modernă, corect. Nu mai putem să ne întoarcem pe vremea opaițului și... Da, chiar bordei nu, că bordei nu faci și cum se spunea pe vremuri în pantă să se închidă ușa că da, e... Da, 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 e cel mai bine să nu fie curent. Există și prin soluții de bordee și în ziua există de azi moderne. Există și abordarea asta, există, da. Există și am avut și oameni astfel care de materiale, au dar nu e puțin. A noastră. Da, da, nu da. E mm-hmm. Încercăm să ne adresăm oricui, să nu... aducem alt fel de idei față de ce ar putea să însemne o casă cu da, totul și cu nu totul. Nu forțați ideile fără doar forțat, așa de dragul forțatului. Exact, exact. Pe înțelesul tuturor, mm-hmm. arată orice casă pe care o facem, arată ca o casă normală și domeniul acesta pe care îl practicăm, să zicem, îl promovăm cât putem de mult cu materiale naturale, sunt case normale. Nu e ceva special sau ceva de genul ăsta. Chiar am avut la un moment dat un beneficiar, mi-am adus aminte, dacă se caută pe Google... pe Google... nu știu, case de pământ sau ceva, sunt casele de hobbits, așa, foarte da, micuțe. Da, din Shire de acolo. Exact acelea, exact da. Acelea. Și a venit cineva cu poză la mine, sunt foarte simpatice. Și a venit cineva, uite, așa aș vrea să fie căsuța, dar partere plus etaj plus mansardă. Păi o faci, înseamnă că o sapi în deal toată, că de fapt e în un munte da. Și îți face acolo. Da, exact despre asta e vorba, de scoaterea din context, scoaterea din dimensiune, de scară, era cu totul altă poveste și am zis... Bine, domnule, dar hai să stăm puțin și să vorbim exact, un pic. Exact, așa se procedează. Da, bine, ai dreptate întotdeauna da, 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 dreptate. Și te duci și faci cum trebuie așa și prezinți cam ce ar trebui să fie. Ah, da, la asta mă gândeam și da, eu. Da, sigur, dar n-am prea da, să da, spun. De fiecare sigur, dată da, așa da, se gândea da, da. Și simpatic. La fel ar fi desenat. Da. Mă gândeam la că voi mai faceți un lucru. Practic anulați ideea aceea de că lumea și pământul, chiar expresia. Dar ce, domnule, stai într-o casă de paie? Știți că se spune. Și sensul e peiorativ, adică stai în casa aia cade pe tine. La voi asta într-o casă din paie este la, nu e deloc peiorativ, e la propriu și cu toate facilitățile posibile. O să discutăm pe parcursul emisiunii, bineînțeles, despre acest material. E greu de vizualizat cum anume, dar voi sunteți arhitect și bineînțeles că o să explicați. Încercăm. Da, lumea își închipuie într-un anumit mod o astfel de casă. E vede baloți puși unul peste da. Altul, bănuiesc, într-o primă fază. Oamenii, de multe ori, când spui balot, nici nu își pot închipui chiar acel balot se pune el în operă și, bine, ulterior se folosesc alte tehnici și se acoperă, se tencuiește. Bine, dar... Mai e o chestiune. Câți dintre oameni au pus efectiv mâna pe un balot? Pentru că și cineva care chiar a întâlnit cred în viața lui un balot... Asta. Cred că foarte, l-au văzut, nu, foarte mulți au văzut, dar de pus mâna așa nu cred că sunt mulți. Realizează în momentul în care vrei să-l ridici sau vrei să faci ceva cu el, îți dai seama că e, e o materie greu, pare, solidă. Ușor, exact, acolo e o cărămidă mare. Da, e o cărămidă mare. Da, mai da, da. Până la urmă asta e un balot, e o cărămidă mare din care se poate face zidăria caselor care voi, nu sunt... Se comprimă puțin, se tasează? Da. Da, nu sunt baloții folosiți de avicola ca șternut sau la vaci. Nu, ei de obicei se comandă într-un anumit fel. Nu există, mai ales în România, nu există... Tehnicile de prelucrare? Există, dar vreau să spun că nu există de vândut, în vânzare, domnule, baloți pentru construcție. Da. Se uită la într-un fel la tine, știi, da, dacă da, îi spui. Da. În modul în care se uită... Da. Din ei trebuie comandați într-un anumit fel. Sunt anumite lucruri care trebuie respectate și ca e umezeală, cu un gradul de compactare, chiar și când contează, putem să o luăm de la zero. Păi, mai avem zero, timp? De la temelie. Da, nu, timp? 2 minute, zi repede. Ok.
contează chiar și câmpul, cât de harnic a fost omul respectiv, dacă a avut buruiană multă, lanul de grâu, de orz, ovăz, sunt foarte multe tipuri de paie. A, pentru că intră în, și ele exact. În consistență și în da, componență și, ele, și câteodată da. Nu-i bine. Chiar de multe ori nu e bine, că dacă sunt ierburi verzi, ele sunt strânse în balotul respectiv, ele mai mucegăiesc, putrezesc, ridică gradul de umezeală corect, și corect. Apar alte nebunii. Da. Deci chiar și cât de harnic a fost cel care a cultivat câmpul respectiv. Contează și soiul. Între timp nu mă așteptam vreodată că o să aflu atâtea lucruri despre agricultură. Am aflat de triticale. Ce anume? Exact, triticale. Stai așa puțin. Stai că tu povestește că eu mă uit să văd dacă există. Eu am crezut că și eu am crezut că se face o mișto de mine. O grâu, nu? Da, e un hibrid. De când știți, de fapt, de când tot verific eu existența sau non-existența unor cuvinte? Din armată, de pe vremea mea, când foarte mulți, bine, eram atunci tânăr, foarte mulți foloseau minunata trilogie Grenăzi, Mantăi și Cazmăi. Da. Și toți spuneau așa. Și eu, la vremea respectivă, am fost absolut convins că așa se spune. Mantăi, ei Mantăile, Grenăzile, uh-huh. Și bineînțeles mai erau două tot celebre, lucrez în cadrul armeții și adunarea în vârful Penții, uh-huh. Evident. Și unde de atunci, Iași, Botoșan, Vaslui. E triunghiul bermudelor din România. Se... Da. Da, știu că dispare lumea ciudată acolo. Da. Nu în Iași, Botoșan sau Vaslui, chiar în centrul triunghiului. E o zonă foarte ciudată. Nu, glumim, stați liniștiți. Poți mai spune o dată? Triticale. Tri? Ti? Ti? Triticale. Triticale. Dacă, da. Triticale. Așa spune, povestește exact. Că au triticale. Bine, sunt foarte multe soiuri de da, domnule cerea. Inspector. Exact, există. Triticale, triticală. Există și pe wiki. Este și în Dex Online, e în dicționar. Da. Numele unei cereale rezultate din încrucișarea grâului cu seca. Mm-hmm. Da, am aflat că are și niște probleme. Și scrie și când a fost descoperită. Că a fost făcută în laborator. Da, n-am. E făcută... Ia uite ce au, fiți atenți. Cereală rezultată, că sunt mai multe definiții, evident, cereală rezultată din încrucișarea așa grâului cu secara, având calitățile de panificație ale celui din tâi și rezistența la frig, umiditate și secetă a secarei. Mm-hmm. Da. Foarte tare. Tocmai, în domeniul mulțumesc nostru, că uite, am mai învățat ceva. În domeniul ăsta am încercat să aducem cât mai multe îmbunătățiri tuturor și materialelor în sine. Ce materiale putem să folosim cu proprietăți mai bune pentru ceea ce vrem să le folosim? Triticalele astea sunt un exemplu bun. Au paiul mai lung, mai robust, mai tare. Apoi, eu vă povesteam de baloți în sine. Chiar dar se poate construi întreaga casă doar din baloți sau ei mai apar așa estetic pe aici pe acolo? Asta urma să zic eu. Este acum o mică, mare paranteză. Suntem paranteză. Problemă. Și extrag ca din gândul omului. Că nu sunt, palmă. Îți spun că și ție nu sunt, aceste case nu sunt de baloți de paie. Sunt case cu baloți de paie, sunt case din structură de lemn. Sau poate să fie și metal. Poate să fie și metal, casele pe care le-am lucrat noi până acum sunt cu structură de lemn. Casele au soliditate. Scheletul înseamnă, sau structura inițială e de lemn, exact. După care se adaugă ca forma și zidărie. Finală. Așa ca cum și zidărie. O casă din zidărie îi faci stâlpișori din beton, în cazul acesta avem stâlpi din lemn, și între ei zidăria cu baluți de paie. Deci nu becea ca pe vremea așa, de râcâi prin el. A fost foarte simpatic acum vreo 2-3 ani de zile. Căutam împreună cu beneficiarii unui proiect ce l-am avut în județul Teleorman, căutam argilă. Că și argila este foarte importantă. Asta și mergeam... știu ce înseamnă, slavă Domnului. Argila este de bază pentru tencuielile caselor cu baluți de paie. Și căutând de noi argila, așa la un moment dat am găsit un cioban, bineînțeles înfipt în toiag, și întrebăm, domnule, aici în zonă mai există cariere de unde se luau pe vremuri pământ galben? S-a furat tot, ți-a răspuns. S-a luat tot, numai e cariera de goală, complet. Da, asta dacă e nu se... Zugrăvită. Avem oameni de carieră. Da, au zugrăvit-o cu lavabile, exact. Și au tencuit-o cu ciment. Și ne-a explicat el așa, uite, drept încolo, într-o și direcție. Și ale albe și ale albe. Și ale de care ori fi. Și noi plecăm în drum spre cariera aceea de argilă, de care ne povestea el. Și după câteva minute aleargă după noi. Dar ce vreți să faceți cu ea? Păi uite, domnule, vrem să facem o casă, așa, și folosim argila.
Ai, las-o, domne. Las-o așa. Da, nu se mai folosește în ziua de azi argilă chirpicu. Bolțar de ciment, că și mi-am făcut casa tot din bolțar de ciment. Ce înseamnă? Nu, că întâi ne-a lăsat să plecăm și a venit după noi. Dar nu vă supărați, de ce vă trebuie argilă? Faceți, păi, uite. Faceți din beton, că e mai zdravă treaba. Și te aștepți de la când, dacă vezi un cioban, să te întoarcă înapoi la tradiție. Și ăla ne spune, mai folosit astea, dumneavoastră, siliciu acum, asta. Era un cioban tânăr. Uite, uite link-ul pe Google, uite link. Da, da, spune, spune. Era simpatic. Da. Era un cioban tânăr, da, și baloții de paie îi folosim doar pentru pereții exteriori, pentru că această găselniță de a folosi baloții de paie la construcții a apărut tocmai pentru că ei sunt foarte buni termoizolanți. Sunt un material ieftin cu care poți să atingi proprietățile de a-ți păstra căldură sau răcoare. Da, adevărul că dacă stai și te gândești tot în mod logic, exact ce spuneai tu la început. Totul trebuie luat logic. Da, și exact tot ceea ce spuneai tu trebuie by default luat logic. În urmă cu atâtea sute și mii de ani, atâtea generații și generații de oameni au trăit și au supraviețuit iernilor foarte grele, stând în astfel de construcții. Și acum noi, înconjurați de betoane, ne gândim cum a fost posibil. Păi uite cum a fost posibil, da. Exact ce spui tu. Dar pentru în, că în România, în țara Ardealului, zona Sibiului, chiar în muzeul acolo din Dumbravă, sunt expuse și acum case de la 1600, poate și înainte, care aveau acoperiș cu paie. Oamenii erau agricultori, nu-și permiteau să pună șiță pe casă, era mai practic pentru ei, mai comod să-și pună paiele. Și mult mai ieftin. Le foloseau și ca nutreț, dacă erau mai mânca, surplus. Da, mai mânca vaca, să înălța gâtul, pe așa au apărut girafele. Vara îl completa, iarna îl folosea. Da, și bine, ei probabil că își dădeau seama imediat, îl foloseau ca termoizolație, cu toată șura aceea pe casă, izola foarte, foarte bine. Noi în casele acestea... Iar noi, ca și vei, am descoperit în Franța, în 1921, s-a construit o casă cu baloți de paie, care și în zilele noastre este folosită. Acum e un fel de atelier. Bază, centru, atelier, da. Al... Tocmai a fost vândută acum 2 ani de zile. Hai, da, să vă întreb o chestie tot tehnică pe care nici n-am căutat, recunosc. Casele acestea care au acoperiș din paie, este, din ce spuneți voi, clar că sunt termoizolante, n-ai problemă cu zăpada și așa mai departe, dar când plouă, ele cum, da, bine, cum exemplu... ce material sau lian se adaugă suplimentar pentru că apa să se ducă și să nu intre prin până în casă? Exemplul pe care l-a dat se referea chiar la casele cu paie. De obicei, da, se acoperă cu stuf. Stratul de stuf ajunge peste 40-50 de centimetri și el este așezat cu tulpina în așa fel încât să se facă foarte rapid evacuarea apelor pluviale de pe acoperiș, să nu stea. Dar tulpina de stuf este mult mai robustă, mai rezistentă. Un acoperiș cu stuf trebuie amenajat, întreținut odată la câțiva ani. Sau reîmprospătat, pur și simplu. Ce s-a mai stricat, ce așa, da, 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 trebuie refăcut. Dar durata lor de viață, probabil că o vedem și în muzeul satului, că tot am... Da, păi eu am povestit despre asta încercând să transmit ideea că se știe cât de bun termoizolant e paiul. Noi, în construcțiile noastre, folosim paiele, baluții de paie ca și termoizolație la acoperiș, dar sub stratul de învelitoare. Da, da, da. Straturi normale. Hai să vă mai întreb un lucru înainte de a asculta puțină muzică, tocmai pentru că trăim într-o societate ultra-tehnicizată. Oamenii s-au modernizat, sau, mă rog, cei mai mulți dintre noi avem sentimentul că ne-am modernizat. Atunci când voi veniți și începeți să povestiți aceste lucruri unui potențial sau eventual beneficiar, prima reacție sau primele reacții sunt de interes? Sau oamenii, știi, fac un pas înapoi, ia uite ce... Păi mie mi-a zis vărul meu că și-a pus la beton acolo, la vilă, vin ei să-mi spună de paie. Care e reacția? Sunt foarte diverse reacțiile, chiar simpatice. Ne gândim, avem ce să scriem la bătrânețe, avem niște memorii deja, cred, de pregătim. Cred. Foarte mult, foarte haioși oamenii. Avem un exemplu, am făcut o căsuță pentru cineva. Acum vorbim de domeniul acesta. Uh-huh.
Și era așa, ca temă am avut, nu vreau o casă mică, ieftină, la țară, nu vreau să bag foarte mult. Nu trebuie, nu sunt genul să-i patez, dar chiar nu trebuie, dar chiar... Intim așa. Da, da. Să fie din nou, ieftin. Și să fie cam așa și ieftin. Și după ce am primit explicația, am zis, de ce nu faceți din paie? Cu baluți de paie. S-a uitat așa puțin. Să vadă dacă e banc sau... Da. Pe moment nu ne-au zis nimic, decât după câteva luni, când chiar am început... Era casa aproape gata. Da. Ne-au povestit, măi, uite, mai știți voi când ne-a spus nouă de case cu baloți de paie? Ei, nu știu dacă pot să spun ce au zis. Mai dar, nu chiar textual, dacă poți să sari peste pasajele respective. Da, o să folosim Turkish Delight. Da, sau știi cum, blurezi imaginea, pui pătrățele sau bip. Da, ei au zis ceva de genul, măi, când ne-ai spus că hai să o facem cu baloți de paie, ne-a picat ca și cum, băi, dar de ce nu ți-o faci din Turkish Delight? După dacă ce îți spusese jumătate de oră cât de modestă vrea să fie casa, era ca și cum ar fi deranjat pe mine că îmi propune să fac un proiect atât de într-adevăr. Și eu i-aș fi servit-o așa. Dar după ce explicați toate lucrurile acestea, de regulă oamenii zic, da, domnule. Da. Cine vrea și poate să înțeleagă, înțelege. Noi încercăm să explicăm pe înțelesul tuturor, nu intrăm în detalii tehnice, dar foarte ușor de înțeles. Dom'le, o casă de genul ăsta nu mai e ca pe vremuri, care când spun casă de chirpic, automat oamenii își aduc aminte de casa bătrânilor care era într-o rână, cu pereții crăpați. Și ce bine an, se dormea acolo. Se dormea bine, dar se gândesc la neajuns, la părțile rele. Și... Hai să vă mai zic eu un avantaj, dar nu știu dacă v-ați gândit vreodată, m-a lovit acum ca trenul de Sinaia. Bravo! Te inspirăm, înseamnă. Încercăm să-i vizualizez pe muncitorii aceia care au apărut acum câteva luni la televizor, filmați cu camera ascunsă și care vindeau la autostradă materiale furate de la un beneficiar, mă rog, saci de ciment, vindeau ce prindeau la mână. Și oricât, nu, cât dai meștere, că toți cei care trec cu mașina sunt meșteri, se pare, pe sacul ăsta, ăla zice, nu știu, ce e acolo? Ciment, 5 lei, bun, luat, sănătate, numai bine și pleca. E greu de crezut că cineva o să încerce să fure baloții. E un avantaj, exact. Dar chiar e să zică, să te trezești că, domne, lipsesc 5 baloți de paie că au venit aia noaptea și au furat. Păi nu se deranjează nimeni. Și o roabă de pământ. Ce? Unde s-a dus? Și o roabă de pământ, da, exact. Da. Muzica ascultăm la linia de noapte la București FM pe 98,3. Ramona și Daniel, Barbu Mocănescu, invitația amândoi la linia de noapte. Stăm de vorbă despre proiectele lor și despre arhitectura la modul general, dar asta după ce ascultăm muzică. București FM, noi suntem 98,3 la linia de noapte. Gazdă Răzvan Ursuleanu, invitați Ramona și Daniel Barbu Mocănescu, amândoi arhitecți și vreau să discutăm puțin, dragilor și dragi ascultători, exact despre, în primul rând, despre ce e mai important. Cuvântul în sine, cuvântul arhitect. Din ce am observat eu, acum puțin și cu invitații, pregătisem așa tema noastră de discuție, din ce am observat, cuvântul în sine s-a depreciat. În România, atenție, e privit ca o chestie superficială, ca un fel de scaiete din când în când, de care ai nevoie pentru nu știu ce aprobare undeva, să plece cât mai departe și să nu mai auzim de el că ne enervează. Deși fiecare dintre noi stăm într-o casă, într-o vilă, într-un castel, într-un apartament, construit la un moment dat, gândit de fapt, nu construit, de un arhitect. Deci el e baza, de fapt, primul pas care se face, așa percep eu. Voi ziceți dacă nu e așa. Primul pas pe care îl face un om normal în momentul în care dorește să-și construiască ceva, pereți în jurul lui. Nu? E logic, întâi să gândești ceva. Da, de ce? Că voi știți cel mai bine. De ce s-a întâmplat acest lucru nefericit și incorrect pentru meseria în sine? Păi, acum sunt diferite situații, dar din punctul meu de vedere, dacă vorbim despre beneficiarii de locuințe personale care își fac pentru ei, e important faptul că eu prestez servicii pentru ei. Și el are banul. El are banul, el mă plătește și trebuie să fac așa cum zice el. Dar vi s-a întâmplat vreodată, pe bune, să zic că lasă-mă peretele ăsta de rezistență, vreau să văd câmpul încolo, lasă, s-a întâmplat? Da. S-a întâmplat. Nu chiar atât de grav, de fiecare dată trebuie să ai răbdare să explici și să-ți meseria noastră implică răbdare, multă răbdare, psihologie,
creiat ușor, hai mai că putem, o să scoatem la capăt. Da. Pe una, bună ideea ta, dar hai să mai discutăm puțin despre... Discutând, ajungi până la urmă la un compromis care de multe ori, din fericire, suntem păziți, dar din ce vedem în jurul nostru, compromisurile sunt nefericite, pentru că beneficiarii se impun a tot știutori. Și așa cred eu că este cam un simptom românesc că fiecare, indiferent că a fost meșter, bucătar, agricultor, este un foarte bun constructor, bineînțeles. Nativ, da. Și atunci el știe cel mai bine cum trebuie să fie casa. Mai departe, vorbind de proiecte mai mari, Românul, cu abordare mai complexă... Frate, cu arhitectura, clar, din plecare. Dacă vorbim de proiecte mai mari cu abordare mai complexă, atunci beneficiarul nu poate să impună, dar trebuie să-i explici de ce dă atâția bani, că trebuie să respecte normativele, de ce dă atâția bani să facă scară de evacuare la incendiu și tot ce felul chestie, de... Da. Prostii. Da, vin cu... Când aici eu de gândisem asta, o debară unde să pun borcane. Este puțin grea și statutul... E o legătură strânsă. Trebuie o colaborare foarte, foarte bună ca să iasă un lucru foarte frumos. Am avut multe exemple fericite în care am avut beneficiari care ne-au înțeles, ne-au respectat ideile și rezultatul a fost foarte frumos. Știi ce? Nu înțeleg. Din ce în ce mai mult. Da. Nu înțeleg. Cumva eu percep arhitectul ca pe un fel de doctor. El pune un diagnostic de altă natură, nu unul medical, dar pune un diagnostic. La doctor pacientul nu se apucă să zică sau să intre direct și spună: domnul doctor, fiți atenți, eu am rinită, eu am bronșită. Deci eu am bronșită, am venit la dumneavoastră să-mi semnați aici pe rețetă să-mi dați medicament, că am văzut eu pe net. Medicamentul ăsta, trei pastile pe zi, mulțumesc. Și doctorul să nu zică absolut nimic. Stă doar acolo cu stetoscopul și inhalat și dă din cap. Adică acolo nu se întâmplă. Bun, sunt cazuri, într-adevăr. Am văzut pacienți ofensivi. Cred că sunt cazuri în care vin pacienții cu bisturiul de acasă și zic ăsta și taie-mă aici. Nu taie mai, mă tai eu. Uite, tu din gură că îți dau bani. Și dai să-mi semnătul ăla. Nu, chiar așa, de obicei frica de... Hai să nu mai glumim atâta că... Nu, dar în mod normal, eu asta zic, printr-o acțiune de similitudine, arhitectul tot la fel. Dacă doctorul îți asigură confortul tău interior la propriu, organismul tău, arhitectul tot asta face. Îți asigură confortul și siguranța. Și tu îl tratezi ca pe un slujbaș, așa, cum spuneai tu puțin mai devreme. Da, știi ce? Cred că sunt de vină și foarte mulți colegi ai noștri, pentru că nemai având răbdare sau nemai având disponibilitate de a se implica sau neavând chiar și capacitate în foarte multe cazuri, simplifică problema, tratează proiectul până într-un anumit punct și după aceea nu-i mai interesează, nu mai răspund la telefon și așa mai departe. Și descurcă-te. Și atunci cuvântul în sine arhitect și mai pierde în continuare din forță. Și, în momentul în care ți-ai abandonat proiectul și constructorul face numai ce vrea el, constructorul este oricum cel care câștigă cel mai mult de pe spatele beneficiarului. Și atunci, cei care trec cu mașina pe autostradă. Automat proiectul este... da, corect. Și automat proiectul este deja alterat, să zic. Bun, ca procedură legală, că voi din nou știți cel mai bine, în momentul în care voi, arhitecți, stabiliți cu un beneficiar un anumit proiect, și nu e niciuna dintre discuțiile acestea, las că vă spun eu, totul funcționează cum trebuie. Conform legii în România, arhitectul de câte ori trebuie să fie prezent în momentul în care se execută și se termină lucrarea, conform legii? Pe parcursul, doar la început, când vine cu proiectul, la sfârșit, când se dă în folosință? Conform legii, la începerea lucrărilor pe șantier doar și la finalizare. Și la finalizare. Și în cazul în care la finalizare voi, arhitecții, vă ceți acolo și ziceți: ce ai făcut, tati, cu ce, cu... Da, nici nu seamănă, dar aminte. Ce se întâmplă dacă în cazul? Dacă te cheamă, trebuie să mergi pe parcurs dacă ești solicitat. Și dacă nu? Și dacă nu, îți asumi sau nu îți asumi modificările în funcție de instituția, adică de primărie. Dacă ești într-un mediu urban cu regulament mai complex, cum e Bucureștiul, sau dacă ești... Uite, Vali zice din legea de emisie că proiectul e verificat de un inspector. Ok, dar inspectorul știe cum a fost proiectul inițial? Un proiect este verificat de multe persoane.
sunt și proiectul de arhitectură este verificat de cineva, un verificator de arhitectură. Corect, la proiectul de instalație, la început. Deși când totul e pe hârtie. Și în etapa exact de proiect sunt multe verificări. Da. Apoi este Inspectoratul de Stat în Construcții, din care verifică proiectul. Până acum la început e bine, asta din ce spuneți e ok. Ok, deci tot o grămadă de verificări pe proiect, numai că ce se întâmplă pe șantier. Acolo se rupe firul. Acolo se rupe firul. În orașe ești obligat să ai un dirigent de șantier care să urmărească etapele de construcție care sunt stabilite exact de proiectul de rezistență, de inginer. Este momentul cumva critic, cel mai important într-un proiect. După rezistență, arhitectura nu mai este chiar atât de importantă din punct de vedere al autorităților. Serios? Singurul care poate constata neconformitatea este arhitectul la finalizarea lucrărilor sau chiar primăria care vine la recepția finală, inspectorul de la primărie. Și dacă voi arhitecții, artizanii proiectului inițial, constatați că la sfârșit n-are nicio legătură sau, mă rog, nu respectă niște lucruri importante, ce se întâmplă exact? Faceți gălăgie în curte? Se întâmplă că ești de acord să faci o modificare de proiect sub forma unei dispoziții de șantier, așa se numește, depinde cât de gravă e modificarea, sau se întâmplă că nu ți-asumi, că pleci acasă, numai că sigur va găsi într-o stație de autobuz un alt arhitect disperat. Sau unul care are o carte nevizită și va semna această dispoziție, da. Dar arhitectul întotdeauna, în caz de Doamne ferește, am văzut, fac paranteze, exemple în alte țări, unde, nu știu, au fost la un dat cu tremure și au căzut unele clădiri. Imediat oamenii legii, primul loc în care s-au dus să-i ridice, pe arhitecții. De multe ori arhitectul orașului, mi-am amintesc că la un dat în urmă cu niște ani în Turcia a fost, s-a întâmplat o nenorocire și arhitectul, toți cei care aveau o legătură cu proiectul, au fost arestați. Deci răspunderea e foarte mare. Răspunderea este foarte mare în România pentru proiectul de rezistență, pentru inginerul de rezistență care răspunde toată viața pentru construcție. Arhitectul este responsabil 10 ani, conform legii. Aha. Dar e responsabil. Da. Bun. Adică dacă în perioada de 10 ani tavanul, pentru că e lucrare de arhitectură, a căzut în capul unui om și l-a omorât și este din vina proiectului, dar arhitectul este responsabil. Am înțeles. Riscul e mare. Riscul e mare, da. Dacă ar fi ordinea priorităților, prima care e rezistența, nu? În primul rând. Și pe urmă, stilul arhitectonic rămâne, bănuiesc, ultimul pe listă. Depinde de beneficiar. Dar când încep să povestești, domnule, ca o integrare în sit sau ceva, lasă-mă, ce mă interesează ce a construit vecinul. Cam asta e vorba din partea unor beneficiari. Dar eu nu aș merge chiar în extremele astea negative, pe care, din păcate, le vedem în fiecare zi. Lovim de ele și ne doare pe toți. Eu încerc să subliniez cât de important este arhitectul și cât de importantă e această meserie. În viața nu doar, nu e o nișă. Adică, știi, într-un alt oraș, în alt sat, n-avem noi treabă. Nu, asta se întâmplă peste tot în jurul nostru, zi de zi, se construiește în continuare. În ora a doua, la linia de noapte, o să discutăm puțin aprofundat despre proiectele voastre. Ne întoarcem la ideea aceasta minunată cu aceste materiale, altfel. Sunt, da, chiar sunt denumite neconvenționale. Neconvenționale. Deși, cum spuneam chiar mai devreme, de mii de ani de zile se folosesc. Tot convenționale au fost. Exact. Acum, să știi că neconvențional, așa la scară istorie, e tot ce se întâmplă acum. Că restul a fost foarte convențional, exact. Cu chirpiciu, deci, și cu poaiele. Polistirenul, chiar și la noi în țară, din anii 60, de când se făceau studii în laborator și se demonstra că nu are durată de viață mai mare de 20-25 de ani. N-are, nu? Scade chiar după 5 ani de zile, scad performanțele termice. Sunt tot felul de statistici, cei care sunt în măsură și au făcut studiile astea știu mai bine. Dar chiar și de atunci, din anii 60, știau clar oamenii că nu ține. Asta pentru că trăim într-o eră a consumismului. Rapid. Mult. Cum este și modelul american. Ok, facem un acoperiș, o țiglă bituminoasă, carton în asfaltat, cum se mai știe. N-a întrebat nimeni tornadele, ați observat. Da. Astăzi când mai trece prin oraș. E un ciclu ca și calculatoarele. Ele trebuie să se distrugă sau să
poată să fie reparate sau înlocuite cât mai repede, ca ciclul acesta de bani, de materiale să funcționeze cât mai bine, să se învârtă banul. Da. Adică dacă tot produci mult, să și vinzi mult. Exact. Dacă ai face un produs care să țină 200 de ani de zile, păi stai puțin că... Înseamnă că castele acelea din piatră sunt... nici să ne mai gândim la ele. Din pământ ale Spaniei. Da, din pământ. Zidul chinezesc. Deci, mare parte din zidul chinezesc este folosit, bine, cu metodele și tehnicile de atunci, construit din astfel de materiale, din pământ, argilă compactată, pământ compactat, tehnici despre care noi încercăm acum să povestim și să le readucem. Și lumea se gândește, dar oare rezistă? Și eu mai întreb câteodată, dar știi care e singura construcție care se poate vedea de pe lună? Din spațiu? Da. Ăla e un foarte, foarte bun exemplu. Bine, noi încercăm să le aducem aceste materiale, să le înțeleagă cât mai ușor un om. Exact cum am vorbit mai devreme, nu putem să-l forțăm. Da, este obișnuit cu polistirenul BCAA. Da, și nici să vorbești prea elitist, absolut. Pentru că îl îndepărtezi. Și exemple clare. Domnule, nu ia foc, domnule, nu pică. Cred că nu, ar trebui să nu mai ziceți beneficiar, să ziceți pacient, în sentimentul cumva. Pentru că, într-adevăr, necesită un tratament, o discuție, o psihologie, o explicație, așa este. O rețetă. Da, dar în același timp tot el știe cel mai bine ce-i trebuie, mai mult decât... Eu știu ce să zic, da? Eu nu știu, eu despre mine n-aș spune așa ceva. Dacă m-aș apuca să construiesc ceva... Bun, poți să vezi într-o fotografie, să zici, uite, îmi place casa aceasta. Păi, sau... de la asta porni. Dar în același timp să mă apuc eu și să fac așa cum se vede aici peretele, nici nu știu cum arată în spate măcar. Mm-hmm. Și să mă apuc așa că am un văr care a mai pus o priză și vorbesc nu, eu cu băieții. Nu, păi sigur, nu până acolo el știe cel mai bine, dar el este cel care trebuie să ne transmită cum vrea să arate casa. E cum mai a văzut în poze, când se duce la baie, dacă se duce separat de soția lui. Sau... Da. Dacă trebuie să iasă din oraș pentru chestia asta. Spune. Apropo de asta, tema este foarte importantă. Chiar am avut niște... o să sune ciudat, dar o să-i spun pacient. Pacientul X. Da. Am avut niște... Și nu e englez, român. Da. Român, jet, exact, crescut cu pedigrid al nostru. Am avut oameni care ne-au pus foarte, foarte bine în priză cu o temă extrem de amplă de proiectare, chiar și pentru o locuință. Am avut niște teme de proiectare unde nu știam nici noi pe unde să ieșim, am rezolvat până la urmă puzzle-ul ăla. Extrem de complicate. Am avut și oameni care au avut o temă extrem de simplă. Dom'le, uite, cam casa asta să fie, cam așa ceva, am mers pe o direcție de genul acela și s-a rezolvat destul de simplu. Ok, fii atent, pauză de vorbă, 4 minute. Muzică, după care știri, ceea ce înseamnă vorbă, dar știri importante la linia de noapte la București FM. Și în ora a doua continuăm discuția noastră, din punctul meu de vedere, chiar foarte interesant. București FM, noi suntem, bineînțeles, 98,3 la linia de noapte, gazdă Răzvan Ursuleanu, invitați ca și în prima oră Ramona și Daniel Barbu Mocănescu, discutăm despre materiale inovatoare, deși e greu de găsit un cuvânt pe care să-l lipești la cuvântul materiale, pentru că, de fapt, nu sunt inovatoare. Am descoperit focul din nou. Da, categoric. Avem o roată și spunem, ia uite ce invenție, ce mecanism extraordinar. Discuția, firește, poate baluneca pe parcurs pe mai multe variante, dar toate grupate în jurul acestui concept și cuvânt, care este arhitectură sau arhitect, foarte important și care eu aș dori, nu știu, măcar din această seară de acum înainte, să nu să capete o valoare forțată, ci să-și reintre în drepturi, atâta tot. Să intrați și mulțumesc pe site cu plăcere, dar este pur și simplu o chestie de normalitate, sau așa ar trebui să fie. Să intrați și pe site-ul nostru, să-i vedeți pe invitați, nu mai să-i auziți, www.bucureștefm.ro, pagina de Facebook București FM. În prima oră nu am spus, pagina voastră de Facebook, de fapt, tot ce e relevant virtual. Numele nostru, avem destul de multe pagini, încercăm să promovăm destul domeniul. Destul de multe? Da, mai sunt articole în alte părți. Search cu numele nostru, da. Casa Baloți. Deci Daniel Barbu Mocănescu, Ramona Barbu Mocănescu, dacă cineva
care ține mult la confortul personal, dă o căutare pe Google, bănuiesc că îl duce exact unde, unde avem trebuie. Avem niște poze mai frumoase, ne-am aranjat mai bine pentru ele. Da, încercăm să promovăm un domeniu care în România este foarte la început, însă în alte țări și în Europa și peste tot este destul de departe dus. Sunt destul de departe în sensul bun. În sensul bun, bineînțeles. Da, da, da. Evoluat, da. Există, așa cum există și în România, site-uri ce vând, nu știu, materiale de construcții convenționale. Există în alte țări site-uri care promovează aceste materiale. Le vând. Dai click, le adaugi la coș și îți vine panoul de cânepă sau termoizolație de lână acasă. Foarte ok. Tencuiel pe bază de argilă pe vară. Tencuiel care sunt puse la sac cu indicații. Se adaugă 5 litri de apă sau cât o fi și dacă e, așa se aplică foarte simplu. Uite să vă mai întreb un lucru. În teorie, orice beneficiar ar trebui să înțeleagă mecanismul ăsta universal. Balanța între cost și eficiență. E bine, eficiență / utilitate, confort, stil, da, și așa mai departe. În teorie, pare un lucru pe care oricine de la bun început, numai că îl înțelege, ar trebui să-l caute. Să știe foarte bine, pentru că evident e mai ieftin. Asta e clar. Da. E mai ieftin să faci din astfel de materiale oarecum naturale. Da. E mai ieftin. Plus să reamintim că se fură mai greu. E important. De ce să nu spunem? E important. Bine, de spus. Așa este. Așa este. Totuși, în vedere casele că cu baluți de paie au fundații cu ciment, așa că da, corect. De acolo fierul de se acolo poate. Se mai poate. Da, se mai poate. Dar avantajul căsuțelor pe care le-am făcut noi, cel puțin din punctul de vedere deci al fundației. Stați liniștiți. Mai găsiți 2-3 sași de ciment. Nu. Casele pe care le-am făcut, cel puțin în faza de fundație. Ai stat cu ochii pe ei? Am stat cu ochii și am căutat și camere și da. Noi oricum încercăm să supraveghem șantierele acestea, pentru că sunt niște detalii pe care nu orice constructor și foarte puțin le-au văzut. Prima oară când i-am arătat unui constructor acum vreo 4-5 ani în proiect și scrie acolo pereți, structură de lemn și pereți cu baluți de paie. S-a uitat la planșe, s-a uitat la mine, s-a uitat la planșe, păi și eu ce să-i fac balotului ăsta ia. Bine. Aha. Să vorbești frumos deci, cu el, așa, în primul rând. Da, trebuie mângâiat așa. Respect, și reciproc. Adevărul ăsta este că trebuie să respectăm materialele astea, să le înțelegem proprietățile și să le respectăm. Pentru că fiecare lemn, toate materialele trebuie respectate. De asta, fiecare material este bun acolo unde trebuie, unde a fost gândit, unde a fost studiat. Asta nu vine automat o întrebare pe care orice om, cred că normal, o adresează din prima când aude cuvântul paie? Nu vine întrebarea, păi și nu arde? Paiul în sine arde. O casă cu baluți de paie nu arde. În primul și în primul rând, baloții nu sunt niciodată expuși. Ei sunt protejați de strat de tencuială destul de gros, nu cel de câțiva milimetri pe care îl știm aplicat pe polistiren. Dar ai spoit, de fapt. E o mânjeală care funcționează. Și o tencuială acolo funcționează pentru acel material. Aici ajungem la o grosime și de peste 4 cm, 5 cm grosime de tencuială, care poate să fie și pe bază de argilă. Și ok, și eu întreb oamenii, când arzi argila, adică îi dai foc, ce se întâmplă? Răspunsul este da, după câteva secunde când procesează omul, devine chiar și cărămidă, poate să devine. Da. Astfel se face cărămidă, se ia una bucată argilă, se amestecă acolo. Cu greutate cum sună, îl călește. Corect, da, așa este, da, da, corect. Da. Bine, începem și noi să ne călim în domeniul acesta și să ne învățăm din ce experiență avem. Da, argila este un foarte bun izolator, izolează foarte bine împotriva accidentelor de genul acesta. Care accidente, bineînțeles, când știm și noi la televizor, 99% din cazuri, scurt circuit la rețeaua electrică. Și cum spuneam mai devreme, Daniel, în țările care au evoluat tehnicile astea, cum ar fi Anglia și, din nou, printr-un simplu search în engleză, este o grămadă de informații pe internet, s-au făcut și agremente pentru astfel de construcții. Înțelegeri. Cu baluz de paie. Ai stat în Anglia cu agreement? Nu. Sunt Dar foarte multe și în Germania, sunt Franța. Și Dar s-au studiat.
Că noi în ziua de azi nu mai putem să facem o casă cum o făceam pe odinioară. Mergeam, luam o roabă de pământ, o trânteam acolo în niște apă, puneam pe perete și asta forma e. Pentru cărămidă de chirpici. Da. Nu, în ziua de azi trebuie să știm materialul ăla, dacă îl punem de aici, îl punem acolo, să știm cum se comportă, ce performanță are. La noi se mai construiește cu chirpici, am văzut în multe zone din țară. Vreau să povestesc de testul la foc, care s-a făcut chiar și în România, la Cluj, în vara asta, și unde s-a demonstrat că mai mult de 3 ore un perete cu structură de lemn balot de paiește de argilă, expus la peste foc continuu, nu are niciun fel de afecțiune în componentă. Foarte tare. Da, studii la foc s-au făcut, orice fel de studii s-au făcut în afară de România. Întrebare din nou, dar lumea de ce, lumea noi, de ce nu aflăm despre toate aceste chestiuni? Că uite, asta înseamnă până la urmă, chiar și acest test de care spui tu, Ramona, înseamnă de fapt cercetare într-un domeniu. Asta e cercetare și e cu aplicabilitate, nu e o chestie așa, știi că cercetătorii britanici au descoperit că musca țețe doarme 2 ore pe noapte. Că asta are aplicabilitate. Are pentru musca țețe, află și ea că doarme, dar pentru noi ceilalți mai puțin. Dar aici chiar are, lucrurile acestea folosesc concret, practic. Pentru că suntem foarte puțini și nu reușim să fim prezenți în toate mediile, mai ales mass mediile. Și în primul rând, cercetarea la noi. Cercetarea la noi, știm și noi bugetul ei. Se cam face cu bugete proprii. Da, duci bani de acasă. Da. Tocmai am un eveniment extrem de plăcut, între ghilimele, cu un institut de cercetare și le-am explicat ce vreau să fac. Și atenție, institutul de cercetare pentru cei care nu știu, cei mai tineri. Nu înseamnă micii cercetași sau alte chestii. Da. Nu, sunt niște oameni pregătiți cu experiență foarte, foarte multă în domeniul lor și chiar știu. Foarte informat. Actualizați. Da, de asta și normele și normativele care există sunt făcute de oameni care știu. Și un expert tehnic. Când îi spui de un chirpic, nu e prima oară, Doamne ferește, în viața lui când aude așa ceva. Știe proprietățile lui, știe cum se poate aplica. Însă noi suntem în perioada aceasta a consumismului de care vorbeam și e greu în ziua de azi să te duci să fii producător de chirpic, să vorbești cu un depozit mare de materiale și să zici, domnule, acolo. Da, pune-mi și mie în vânzare așa ceva. Pe lângă faptul că, din punct de vedere comercial, cât adaos să-ți pui pe o chestie care, nu știu, valorează 30 de bani, ăla aș mai pune da, cât nu e eficiență și nu este eficient din punct de vedere economic. Noi vorbim de aceste afacere. Materiale, ca să fie economice, sunt materiale locale și de preferință chiar și forță de muncă locală. Dacă hai să mai spun lucru din tot apreciativ la adresa voastră. Atenție! Ramona și Daniel nu fac doar astfel de lucruri. Deci ei nu au un singur drum în arhitectură și merg pe el că n-au găsit altul. Și acolo mai era loc, știi, mai avea la Tarabă, era singurul magazin deschis. Și chiar vă rog să vă uitați deci la noi, că noi nu suntem niște hipioți cu păr lung, deci niște flower power. Ca orice arhitect și clădiri normale, orice fel de structuri din acestea moderne, materiale moderne, revoluționare, cum vreți voi. În același timp, asta e ceva în plus. Da. Asta e ceva în plus, e o idee în plus. Orice proiectel pe care încercăm noi, pe care îl facem, încercăm să-i aducem acest concept economic, ecologic și eficient. Orice casă, cu orice fel de materiale, poate să fie îmbunătățită. Poate cu aceiași bani poți să realizezi un lucru mai bun. Să te gândești, ok, pe unde care e orientarea spre soare, să beneficiezi de soare. Deci avem cei 3R, așa avem și cei 3E. Probabil că avem economic, și cei 3M, ecologic, dar și când se cei 3 poate R erau aceia de pe vremuri, recuperare, recondiționare, refolosire. Da. Era la baza sustenabilității cam și acolo, astea sunt niște cuvinte grele pe care greu le înțelegem, nu știu de ce, sustenabilitate, eficiență. Da, de obicei când spunem de eficiență înseamnă o corporație, cum să facă în așa fel încât muncitorul de acolo să fie cât mai eficient. Sau la noi eficient, eu beneficiarul, eu ăla cu bani, eficiență înseamnă nu comentează nimeni, plătim cât mai puțin și exact. Să fie cât mai frumos, să fie frumos aici. Din punctul nostru de vedere, eficient este că după ce ți-ai terminat casa, locuiești într-un confort sporit și cheltui cât mai puțin bani posibil.
Bani care cumva îți amortizează și investiția. Exact. Când vorbim de o casă, că tot am rămas pe domeniul locuințe, când vorbim de o casă, așa cum ne gândim la o mașină, când ne o cumpărăm, domnule, uite cât mă costă, 10.000 de euro, dar cât mă costă benzina, cât consumă, cât mă costă consumabilele. Pe unde mă duc cu ea? Da, bine, câte hârtoape o să iau, asta e altceva. Dar atunci când cumpărăm acea mașină, ne gândim și după ce am cumpărat-o, cât ne va costa să o folosim. Întreținerea, exact, da, exact, consumabile. Exact același lucru și cu o casă. Ok, cât mă costă să o construiesc acum, dar cât mă costă să o locuiesc în ea? Putem să vorbim chiar de case cu baloți de paie cu o eficiență de minim 50% mai mare decât casele convenționale, să spunem așa. Dacă stăm și tragem linie 50%, păi acum, mai ales pe iarna asta... Calcul economic, pur și simplu. Exact, un calcul economic. Dacă plătim, în mod normal, 1.000 de lei pe lună, nu știu, zic așa, da, da, da. 1.000 de lei pe lună, 50% înseamnă 500 de lei pe lună. Dacă stăm și tragem o linie după 10 ani de zile, câți bani am economisit, că am făcut mai bine ceva de la început, o casă chiar între ghilimele se poate amortiza. Deci nu e o investiție. Încerc să vizualizez, voi având multe proiecte împreună, inclusiv cel al familiei, ce se întâmplă când pe baza unui proiect legat de arhitectură strict aveți o... sunt neconcordanțe. Să zic, nu știu, scuză-mă, de ce vrei să intrăm în subiectul ăsta? Ca să-mi dau seama cum e, și cum e pentru munca în echipă. Să vedem cum e munca în echipă. Nu, din fericire, noi doi am ajuns la... Este model pentru alți arhitecți. Ca într-o familie. Eu voi avea întotdeauna ultimul cuvânt, adică da, dragă. Dar semnătura e aici. Da, dragă. Corect, așa e bărbatul, ultimul cuvânt al bărbatului, corect. Că în orice noi promovăm munca în echipă și noi încercăm și de foarte multe ori reușim să ne și completăm și să fim o echipă. Eu pe partea mea, ea pe partea ei și împreună rezultatul este mai bun. Chestia asta se poate oriunde aplica. Ok, omul ăla știe să bată cuie, foarte bine, perfect. Asta trebuie să fie fiecare om specializat pe domeniul lui. Hai să te întreb un lucru, dar acum întrebarea a ta, a voastră, răspunsul la întrebare, dacă doriți să-l fentați, înțeleg. E vorba strict de pregătirea în școală pentru viitorii arhitecți. Nu într-o școală anume, să nu se înțeleagă greșit, ci la modul general. O să vă întreb lucrul acesta pentru că am statistic de-a lungul timpului am observat că de multe ori în anumite facultăți, alte domenii, nu arhitectura, lucrurile care se predau sunt pur teoretice și neupdatate. Manuale vechi, vechi însemnând în societatea de astăzi 3-4 ani, pentru că evoluția științifică este extrem de rapidă și ceva la modă sau cu valoare economică acum 4 ani poate a fost depășit foarte mult. Și mulți dintre studenții nu că se plângeau, dar spuneau aceste lucruri, că ei după ce se duc la școală și învață ce li se predă acolo, caută foarte mult pe internet ca să se updateze cu adevărat. În școlile, facultățile de arhitectură e aceeași problemă? Este mare parte aceeași problemă. Din nefericire, când termin facultatea, nu poți să cauți pe internet meseria asta, trebuie să faci practică și trebuie să ai norocul să înveți de la cel mai bun. Dacă nu ai norocul ăsta, trebuie să muncești foarte mult singur și să descoperi cât mai mult. Se face practică în facultăți? Se face puțină practică. Există și în facultatea de arhitectură cursuri foarte vechi, există materii, chiar materia care se face în anul întâi de studiu, materiale de construcții, este un manual extrem de da, 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 am zis, nu, am spus, dacă vreți să nu fentați, nu tot răspunsul, okay, parte din el. Eu dar, o să spun așa dar frumos. Dar există și alte abordări foarte, foarte frumoase și foarte moderne și universitatea are multă legătură și multă expunere în exterior și se fac și schimburi de experiențe, sunt ateliere deschise. E aplicabilitate în România? Sigur. Pentru că se poate întâmpla, nu acest exemplu, se poate întâmpla ca într-o universitate, într-o facultate să se predea lucruri la modul general foarte bune pentru alte țări ale lumii, extrem de moderne, dar care în mod direct nu au aplicabilitate în România, că nu este mai în urmă. Ce lipsește învățământul din România cu desăvârșire pe partea de arhitectură este partea de legislație. Ca și student, habar nu ai că tu o să te duci la primărie în fața unui cetățean care este un funcționar
și trebuie să susții un proiect prin tot felul de legi, cred că ar fi foarte simpatic să se facă o, nu știu, o sesiune de practică pentru studenții, mai ales de la arhitectură, și să meargă la un ghișeu de la o primărie, nu știu, la capitală, la orice. Să vadă când se enervează. Cu o limită, cu o limită. Mm-hmm. Bonul de ordine, frumos, exact, da. Ce trebuie așa, așteptat. Era o emisiune, nu mai știu pe ce postă, dacă te enervezi, dacă reușești să nu te enervezi timp de o oră, îți dădeau aia niște bani. Și lumea claca, dar erau bine, erau regizate. Bine, nu neapărat arhitecții trebuie să meargă în fața unui ghișeu, pentru că sunt și oameni care se ocupă doar cu asta. Dar faptul că proiectul în sine trebuie să facă unele compromisuri față de formă, față de ce ai visat tu ca arhitect pentru a respecta o legislație, asta nu este neapărat studiat în școală sau nu este studiat cu destulă temeinicie. Ceea ce înseamnă, asta e o lacună foarte mare. E din punctul meu de vedere o lacună. De aici expresia a venit ăsta cu avioanele lui. Da. Dar, ceea ce pui pe hârtie și expui ar trebui să fie ceva realizabil, ceva bine documentat, să aibă o bază zdravă. Mai este și chestiunea că totuși pregătirea în facultate de arhitectură nu te formează ca arhitect neapărat. Doar arhitect tehnic, proiectat. Să spunem așa puțin. Nu te formează neapărat tehnic, tocmai. Nu te formează. Există, îți oferă foarte multe valențe. Tu, terminând facultatea de arhitectură, te poți să faci design, aha, poți să faci teorie, poți să faci restaurare, poți să vezi foarte, foarte multe sau lucruri. Sau ca un burobun, să faci pe toate. Afli foarte multe lucruri. Și tocmai de asta trebuie să faci acea practică de 2 ani și trebuie să o faci pe bune, adică chiar să te angajezi și să lucrezi. Din păcate... Și nu se întâmplă? Sau se întâmplă numai că, dată? Din ce am constatat eu acum, nu știu, poate greșesc, piața românească fiind destul de blocată din cauza crizei, piața de arhitectură, automat și studenții care au terminat în ultimii ani nu prea au mai găsit de lucru să-și facă practică sau n-au mai fost programe, n-au mai fost proiecte destul de anvergură încât să nu-i învețe. Uite, ce acum, trebuie. Până la urmă, și dincolo de tehnică, ține și de talentul fiecăruia. Eu mergând spre mare cu trenul, că eu n-am mașină, merg cu trenul, văd în toate localitățile apresărate între Vama Veche și Constanța, sau mă rog, cum merg Constanța-Vama Veche, sunt o mulțime de localități acolo la malul mării, nu cele mari neapărat, gen 23 august, Lazu, Tuzla, sunt multe. Și în perioada anterioară crizei, acolo s-au început foarte multe construcții, oamenii s-au împrumutat și sunt zeci, dacă nu sute de case care sunt într-un stadiu, nu știu, 20% construite, 30%, unele, tot scheletul e făcut, dar, mă rog, a fost abandonată. Și în București vezi asta. Și în București, dar acolo sunt, cum să spun, le vezi foarte clar una lângă alta, foarte multe. Și mă uitam dincolo de stadiu de abandon în care sunt, stilul în sine. Unele dintre ele, îți dai seama cât de urâte sunt. Prin comparație, că altfel dacă ar fi toate la fel, știi, ca blocurile de locuințe, nu ai avea punct de reper. Unele sunt atât de urâte prin comparație cu altele, care chiar dacă nu sunt terminate, îți dai seama că acolo a fost unul care a avut viziune arhitecturală. A avut un design în cap, a vrut să facă chiar cu adevărat ceva frumos, știi? Deci cred că contează și din proiectul în sine, cum arată. Dincolo de siguranță. Da. Apropo viziunea. De asta, viziunea. Apropo de asta... Deci sunt arhitect și arhitect. Absolut. Suntem oameni toți. Suntem oameni, da. Apropo de casele acestea neterminate, de-aia noi, printre primele întrebări pe care le punem unui om, când vine la noi, așa, câteodată chiar direct. Dom'le, dar câți bani ai? Poți să termin ce ai început? Exact de asta, da. Dom'le, cam câți bani ai? Bine, de multe ori se uită nu, așa ciudat. Nu, mi se pare foarte, foarte important. Ce vrei să faci asta? Exact. Câți bani ai? Atâția. Exact. Exact, să știi de la început. Domnule, uite, foarte așa, uite, mulți așa. Se feresc și tocmai aici, altă muncă de lămurire. Se feresc să spună. Da, și le explicăm, domnule, sunt singurul tău aliat în povestea asta acum, pentru că e posibil să intri într-o poveste nu mă păcăli pe mine. Ești, exact, păcăli singur. Rolul meu aici este să te ajut, să spun. Păi, da, cât mă costă? Păi hai să discutăm ce îți dorești, hai să facem ceva pe hârtie, să vedem ce vedem. Buget ai și hai să fim sinceri. Și? Nu, și sună bine, așa da. E?
De multe ori este, s-a întâmplat și să nu fie și s-a întâmplat să degenereze relația automat proiectul să fie... Și bănuiesc că oamenii tot la modul general preferă să învinovățească rapid pe cel de lângă decât cel să-și mai asume, bineînțeles. Pe altul. Absolut, absolut. Da, tocmai de asta, mai ales când vorbim chiar și de case acestea naturale, cu chiar pe care le și propunem, e foarte important pentru că există o greșită impresie că ați face o casă, mai ales naturală, sau cu baros de paie, sunt multe tehnici, înseamnă ceva foarte ieftin. Dacă stăm să socotim, să ne gândim așa pur și simplu, ce conține o casă? Ok, o fundație care trebuie să o facem, o fundație mai zdravănă, că ea va face legătura între casă și pământ și trebuie să reziste la mișcările pământului, la tasări diferite. Ea e foarte important și nu prea mai avem cum să facem ca odinioară, pentru că și dimensiunile caselor s-au modificat și nevoile s-au modificat. Deci să zicem că avem o fundație normală. Aici nu prea avem ce, nu e mai ieftin un beton că îl punem deasupra cărămidă sau că îi punem balos deasupra. Corect. Betonul e același preț. Ne gândim după aia că vrem și noi un WC, un casă, nu un curte. Un WC, un casă. Știi, de la om la om. De preferință, absolut, absolut. Așa este. Un WC din ăla are tot o chiuvetă, nu este din balos de paie. Poate să o gândesc, chinezii că o să facă în curând orice. Probabil că o să facă și WC-uri de paie, o să fie mai gădilecios așa la fund, dar e posibil, nu spun nu niciodată. Așa, un WC, o chiuvetă, mai intrăm și în celelalte camere. Sau construcții, poți face un bloc, un zgrienori în care deci dacă să facem, fiecare are etajul lui. În momentul ăsta, dacă începem un brainstorming, dacă facem un brainstorming, ajungem la... Păi de ce? Să viziunii pot... Știi cum, dacă poți fi 1000 de oameni cu 1000 de viziuni, important e să le comunice toți, pentru că s-ar putea una dintre ele chiar să fie pusă în practică. Asta bine, și dar să revoluționeze... știai că în Franța, anul acesta, s-a definitivat construirea unui proiect de locuințe parter plus 7 nivele cu balos de paie. Plus 7 nivele? Da. Din punctul de vedere al structurii, se poate face o casă cu balos de paie și pe plus 60. Nu te încurcă nimic. Da, nu e o limită. Din anii 20, de când a început să se dezvolte mai tare Manhattan, se construiau zgrienorii aia. E o structură de beton, de metal, care susține orice îi aplici. Da, și acolo între poți să pui BCA, sticlă, poți să pui ce vrei tu. Același Turkish Delight, dacă vrei tu mai devreme. Da, ți-a plăcut ție cum a sunat exact, în primul. Nu am mai spus niciodată, dar în sfârșit. Și acum ai simțit. Nu o să-l mai folosesc. Decât dacă e în cazul. Așa, deci din punctul ăsta de vedere, nu există o limitare. Uh-huh. Nici măcar cerul nu mai e limita, cum se spunea odinioară. Este o limitare a banului, bineînțeles. Nu vorbesc de limitarea minții, că nu este cazul. O limitare, până la urmă, și a materialelor. Că dacă ajungi la o altă dimensiune a proprietățile materialelor despre care vorbeam, un lemn, dacă depășește o anumită dimensiune, nu mai ține și trebuie să ajungi la un alt lemn special. Da, e factor limită. Absolut. La în orice. Absolut. Trebuie să știi limitele lor. Și din punctul ăsta de vedere, practic, nu prea există limite. Dacă nu rezistă o casă pe structură de lemn, o faci de metal. Dacă și poți să ajungi la orice. Hai să vă mai întreb un lucru și mai ascultăm puțină muzică. Tot din... Că voi sunteți arhitect și cum e acum, tăbărând cu toții pe voi, pentru că voi chiar știți să dați răspunsuri. Am văzut că foarte mulți au obiceiul de a-și adăuga la un moment dat, așa în taină acolo, un etaj, două, la o construcție făcută în urmă cu 40, 50 de ani, 70 de ani și așa mai departe. Mai urcă un pic așa. Lucrul acesta e legal? Întreabă pe cineva... Bine ar fi să întrebe, pentru că asta mă gândeam. Este posibil. E obligatoriu, nu este. Bine. Deci, e foarte grav. Nu, măcar aici întrebe. Există cadrul legal, nu? Sigur. Există cadrul legal penal. Adică constructorul sau beneficiarul care intervine pe o construcție veche, care are o anumită categorie, este... Așa pe la țară am văzut că omul acolo și face cu un etaj liniștit, nu cred că îl întreabă cineva. La țară face cu amendă și cu găini, că mai pune găini, da. Da, bine, aici tocmai de asta, despre asta e vorba. Ok, ceea ce vrei să faci sau ceea ce faci în acel moment trebuie să-l gândești de două ori. Dacă vreau să-mi extind și nu poți să-ți extinzi ceva, să începi o construcție fără să ai părerea cuiva care, să zicem, că mai făcut. În cazul unor astfel de extinderi, se
cere părerea unui expert tehnic, vine el. Sau ar trebui să se ceară? Eu n-aș, da, n-aș fi extrem de extremist în cazul ăsta, pentru că nu știu dacă sunt cazuri. Probabil că sunt. Nu. Eu încerc să mă detașez de astfel. Aduți aminte de zona de excursia prin Maramureș, unde vedeam frumoasele case care arată ca niște bijuterii, casele vechi de lemn. Și mai adaugă? Le demolează și lângă fac cei care sunt la muncă în exterior, fac case din BCA fără niciun fel de structură. Se numește plus valoare. Da. Și sunt foarte mari. Casele alea cad la prima... Chiar este un proiect, se cheamă, al unor fotografi, se cheamă Mândrie și Beton. Repet, Mândrie și Beton. Da. Bine măcar că e ordine asta, știi? Este foarte interesant. Bravo lor. Au reușit să captureze niște imagini cu niște antiteze atât de și imaginea vorbește cel mai bine, nu exact. Trebuie, am înțeles. Da. E un proiect foarte interesant unde exact aceste bijuterii sunt împrejmuite sau obturate. Reportaj foto, dar chiar aveau și niște filmulețe făcute acolo. Haideți să mai ascultăm puțin muzică, după care vreau să vă întreb pe voi doi, pentru că voi sunteți invitații din această seară la Linia de Noapte. Asta după ce ascultăm muzică. Ce stil arhitectonic vă place în mod deosebit? Chestii strict subiective. Ce ați construit dacă ați putea? La modul serios. Și mă refer tot. Și din punct de vedere, știi, dacă ar fi niște priorități, și din punct de vedere utilitar, dar și din punct de vedere estetic. Dacă ați ce ați construi. Și uite, o altă întrebare, dar repet, după ce ascultăm muzică, dintre clădirile sau structurile de orice natură din alte țări, dacă ar fi vreuna pe care ați construi-o cu mare plăcere în România, dar în afară de marele zid chinezesc, că la noi cred că dacă la noi stația de metro de la Eroilor ține 30 de ani pe ăla. Muzică și continuăm discuția. București FM, Linia de Noapte, 98,3. Salutare, dragi prieteni, cu o dată salutare. Bună seara. Să intrați și pe site. Dacă nu ați apucat să o faceți până acum rapid, pentru că emisiunea cumva se apropie de final, www.bucureștefm.ro, bineînțeles, pagina de Facebook București FM, pentru distinși invitați, Ramona Barbu Mocănescu și Daniel Barbu Mocănescu. E foarte clar, dacă dați o căutare pe, cum ai zis, pe Google. Așa, nu? Corect. Nu am vrut să... Ulterior am aflat că se spune altfel. Da. Google. Așa, Google, pardon. Așa, îi puteți găsi și în afară de activitatea lor, puteți să vedeți și exemple concrete. Și repet, foarte important, să nu existe cumva părerea că cei doi invitați au un fel de nișă așa în arhitectură extravagantă, excentrică și funcționează doar acolo și dacă cineva dorește o locuință convențională, cei doi invitați vor da din numeri și vor spune nu, noi nu știm așa ceva, nu, sunt niște arhitecți. Nu prea am auzit de betoane eu. Da, care fac și ceva în plus, ceea ce e foarte important. Stimabilor, pentru că ne apropiem de final, ce n-am spus relevant? Multe, dar multe. Sper că mai apucăm o dată viitoare să mai vorbim. Altă despre... întrebare, am spus ceva relevant? Eu cred că da, sunt foarte multe lucruri de spus. E un domeniu vast, sunt atâtea aplicații pe el. E bine să știm cât mai multe lucruri, mai ales măcar introducerea. Recomand să nu se caute, recomand să nu se dea search în română. Pentru că în română sunt foarte mulți oameni care... Nu ce sunt chiar mulți, sunt puțini, dar postează mult. Exact, da, e o diferență. Și îți bagă și virus. Da. Virus și din ăștia informaționali care atacă exact unde trebuie. La temelie. Exact, deci ating exact. Uite, ce nu trebuie. Uite, să vă spun un lucru. De fapt, una din definițiile, de fapt, cea mai importantă a unei persoane care iubește propria meserie și face cu pasiune ceea ce face, dacă după 2 ore de emisiune invitatul spune stați că mai aici aș fi vrut și mai era de spus. Stai să încep și eu să spun ceva. Dar n-am apucat să vorbesc. Da, pe bune, m-ați chemat aici și tac mâlc de 2 ore. Și asta e de fapt, până la urmă, asta e motorul cel mai important al oricărei meserii.
E un domeniu foarte plăcut. Nu neapărat ăsta cu case naturale, dar e un domeniu foarte interesant ăsta cu, cum ai spus tu că se cheamă arhitectură. Așa, arhitectură. Nu mai știam cum îi zice. Și am mai învățat un cuvânt, două cuvinte am învățat. Primul, arhitectură, și al doilea, triticală. Să reamintim, poate sunt ascultători care au venit puțin mai târziu. Triticala este o cereală rezultată din încrucișarea grâului cu secara și care, la propriu, e definiția de dicționar, nu că au spus invitații, doar. Având calitățile de panificație ale celui din tâi și, mult mai important, rezistență la frig, umiditate și secetă ale secarei. Iată un material, într-adevăr, material de construcție. Da, se poate folosi, așa am aflat și eu de curând. Ți-am zis eu mai devreme. Da, mulțumesc frumos de tot, mi-ai luminat noaptea. Da, nu, domeniul ăsta, în domeniul acesta apar niște materiale la care cred că nici nu te gândeai că poți să le folosești într-un alt scop. Voi face și cercetare, nu? Pentru voi. Să vedeți ce se întâmplă, ce apare, ce... Păi Daniel, așa a început. A avut norocul unui beneficiar. Ți-am arătat casa, tu o știi. Din păcate, ascultătorii noștri nu a fost de acord să încercăm anumite lucruri. Și înainte de a realiza ceva, a făcut foarte multe teste. Da, ne-am preluat ce deja s-a făcut în alte țări, unde studiile acestea au ajuns la un nivel foarte înalt și performanțele au ajuns la un nivel înalt. Cum spuneam, deci o casă nu poți, nu trebuie neapărat să te gândești că trebuie să ți-o izolezi doar cu polistirenul acela. Există termoizolație de fibre lemnoase, de cânepă, lână, ce am observat? Celuloză. Și mi s-a întâmplat foarte și mie multe. Când beneficiarul, să-l numim așa că am convenit, sau clientul spune de la bun început el, îl întreabă pe meșter din prima, cât polistiren trebuie, cumpăr eu. Deci nici nu mai există o discuție măcar despre materialul de izolație. Spune clientul de cât polistiren e nevoie și el zice bine, dar cât, nu știu, cât aveți aici? 70 sau de 70 sau de 80. Deci nu, nici nu mai există discuția asta legată. Se pune e by default așa. Ceea ce, adică poți să te gândești puțin, mai ales dacă o să locuiești acolo. E o modă, adică anul ăsta se pune de 10. Anul, acum 5 ani se punea de 5. Anul ăsta deja e... Dar ăsta sunt... La anul și cu pană la pălărie, da, o să fie polistiren. Anul ăsta era cu grafit, era mai, corect, mai gri. Da. Așa au fost vremurile. Dar abia aștept să fie vremurile mai roz. Da. Aici e o explicație simplă și un inginer de instalații poate să o dea cel mai bine. Fiecare material are niște caracteristici, niște performanțe termice. Și niște sensibilități de asemenea. Absolut. Tocmai de aceea anumite materiale doar într-un anumit loc pot fi puse sau nu în alt loc. Uh-huh. Și aceste performanțe pe care un inginer, un arhitect le cunoaște și le pune acolo. Nu e la modă, că anul ăsta e la modă să facem fundații de 50 de centimetri. Nu există o modă. Există un studiu. Să facem bani la baza unui studiu geo, să vedem ce fel de pământ e acolo. Facem pe nisip sau facem în stâncă construcția respectivă. Nu e o modă că ce să sap atâta? Un metru să sap adâncime să fac o fundație? Uite, când două să fac concluzii pentru emisiune pe care eu le extrag. Și cred că este importante pentru cineva care dorește să construiască ceva și care nu are niciun fel de studiu în arhitectură. Cred că e foarte important că atunci când cauți un arhitect să te interesezi un pic despre reala pregătire și feedback-ul și atestatele și cam tot ce trebuie care să confere în mod real calitatea de arhitect. Nu cred că mi-a zis mie un băiat că știe, un alt băiat care are un văr despre care a zis un unghi de-a lui că a construit el ceva, nu mai știu unde. Cred că e bine să căutați puțin mai mult de atât. Și e importantă și empatia. Nu se pot face comparații decât dacă există mai multe... Corect. Și în același timp, tot o concluzie și cred de asemenea foarte importantă este să până la urmă asta e valabil oriunde. Înainte gândești un pic, după care te apuci de treabă. Și construiești nu constructiv. Da. Construiești constructiv, exact. Da. E bună concluzia, domnul inspector? Pentru moment, da. Da, mi s-a spus domnul inginer, domnul diriginte, domnul așa, când eram pe șantiere și oamenii nu se așteptau să, ca cineva care a absolvit Universitatea de Arhitectură să fie prezent pe un șantier,
Numai arhitect, da, s-a mirat apreciativ, adică ia uite a venit omul aici. Da, da, bine, câteodată pentru că sunt foarte multe detalii care nu merg și altfel decât, nu există, mai ales în domeniul ăsta, nu există, las că merge și așa. Nu, domnule, dacă nu respecti anumite detalii, ai cam sfeclit-o, ai stricat toată șmecheria de acolo. Chiar sfecla nu e un, iată, un material de construcție foarte... Răspunsul diplomatie o să studiem și o să venim cu un răspuns. Asta e corect, bravo, 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 așa este, bravo. Da, am fost de acum nici câteva măcar aici luni. Nu ai aruncat așa un răspuns ca să nu, într-adevăr, se fac cercetări și venim cu un răspuns concret. Nu, deocamdată, no comment. Da. Dragilor, mii de mulțumiri că mai sunt câteva minute, se încheie oficial emisiunea, mii de mulțumiri pentru că ați acceptat invitația și că ați venit. Reamintesc că să-i căutați pe invitații, puteți găsi într-o primă fază virtuală, așa cum se întâmplă lumea de aici, n-ai ce să faci. Asta e procedura deja universală. Îi puteți găsi dând o simplă căutare, am convenit acest lucru, Daniel Barbu Mocănescu. Ai observat că doar acum la sfârșitul emisiunii am zis mai întâi numele tău. Da, și pentru asta îți mulțumesc. Așa, măcar, tocmai ca să nu... Și bineînțeles Ramona Barbu Mocănescu, amândoi sunt arhitecți și orică doriți un lucru standard, orică doriți ceva inovator, nou, altfel, să spun așa... Și îmbunătățit. Și îmbunătățit. Dar vreți să construiți cu suflet? Da, și pentru voi, că asta e cel mai important, atunci căutați unde trebuie. Mi-a părut bine. Și mie la fel, dragilor, o seară minunată în continuare. Pa, pa, la revedere! Bună.